Bună ziua și bine ați venit la cursul de utilizare a aplicației Microsoft Excel. Vom discuta pe parcursul următoarelor videoclipuri în acest curs despre versiunea 2016 a programului. În acest videoclip, prim videoclip, vă voi prezenta noțiuni generale despre grupul Office, despre aplicația Excel în mod special, noțiunile de bază ale acestui program, cum pornim și cum închidem aplicația, aspectul ferestrei Excel și, de asemenea, vom introduce primele noțiuni de scriere în cadrul celulelor și deplasarea în foaia tabelară Excel. Vom discuta despre programul Excel, care este un program de calcul tabelar, așa este definit. Acest program poate ține evidența mai multor valori numerice, valori pe care le poate analiza și le poate supune calculelor, și putem de asemenea cu ajutorul Excel-ului să creăm diagrame, charturi care să interpreteze în mod vizual datele dintr-o listă Excel. Primul lucru pe care vrem să-l învățăm este cum deschidem programul și este foarte simplu, orice program de Windows, dacă nu are o anumită scurtătură, adică un mod mai ușor de a deschide programul, îl putem găsi în meniul Start, la lista tuturor programelor, tuturor aplicațiilor. După cum vedeți din această schemă pe care am realizat-o, din butonul Start, care este în stânga barei de taskuri, dacă apăsăm, se deschide meniul Start. Și pentru versiunea care este instalată pe acest calculator, versiunea de Windows 10, apare lista aplicațiilor deja afișate. Aceste aplicații sunt puse în ordine alfabetică, la litera E vom găsi Excel 2016. După cum vedeți, aici am spus că avem și alte moduri, alte scurtături de a deschide programul. Să vedem practic cum deschidem programul. Am spus că o modalitate este cea mai sigură dacă nu avem alte scurtături. Apăsăm pe butonul Start, s-a deschis meniul și vom merge la litera E, regăsim programul Excel cu pictograma lui și putem să dăm un click ca să-l deschidem. Dar am spus că dacă avem pe desktop un icon, putem să dăm dublu click pe acest icon ca să deschidem programul. O altă variantă ar fi în lista programelor, la început apare grupul Most Used, în care avem programele cele mai recent utilizate mai mult și putem să dăm direct click aici dacă apare și programul nostru Excel. Sau în lista preferințelor din Start, aici în dreapta, dacă avem pictogramă Excel, tot așa un singur click ne deschide programul. Sau dacă avem în bara de taskuri, sau dacă avem în bara de taskuri, aici în partea de jos, în zona de lansare rapidă, iconul pentru Excel. Deci oricare din aceste variante putem să folosim ca să deschidem un registru Excel, un document Excel. O să merg pe varianta sigură, Start, toate aplicațiile și la litera E voi da un click pe Excel 2016. S-a deschis înainte de a intra pe fereastra de lucru Excel,
s-a deschis acest ecran de start. Așa se întâmplă pentru programele din Office-ul 2016 și de aici putem să luăm decizia dacă vrem într-adevăr să începem un nou document gol pe care n-am mai scris, să ne creăm acum un document sau să deschidem ceva cu care am lucrat. Începem deocamdată pe un document gol ca să vedem elementele ferestrei și după aceea o să vedem și celelalte variante din această fereastră. Am dat click unde scria blank workbook și am intrat pe fereastra de lucru Excel. Înainte de a intra să vă explic toate elementele ferestrei, ca denumire vreau să vă spun că documentul Excel se numește registru, book sau workbook în traducere. Un registru Excel este format din una sau mai multe foi tabelare numite sheet-uri. Vedeți aici în partea de jos scrie sheet 1. Când am creat un nou registru, mi s-a creat o singură foaie de genul acesta, foaie tabelară, dar pot să creez și altele dacă am nevoie. Aceste foi, observați, sunt formate din coloane și rânduri, deci tabele. La intersecția unei coloane cu un rând am o celulă. Celula pe care o selectăm, la care dăm un singur click, se numește celulă cursor. O să vă notez să vă arăt aceste lucruri puțin mai târziu, iarăși rezumativ, în niște notițe de Word. Dar acum să trecem și ca să vedem, să înțelegem mai ușor elementele acestei ferestre, am întocmit un document Word ca să puteți să vedeți scrise toate elementele pe care vi le explic. Prima linie a ferestrei, ca la toate programele de Windows, ca la toate ferestrele de Windows, se numește bară de titlu, title bar. Pe această bară, eu o să vă spun puțin în ordinea importanței, dar vedeți, elementele sunt însemnate aici, trecute în ordine de la stânga la dreapta, deci totul e de sus în jos și de la stânga la dreapta. În centru, vedeți, am specificat că este trecut numele fișierului și numele programului Excel, programul care este deschis în această fereastră. Pentru că încă nu avem un fișier, este un document care nu a fost încă salvat, aici apare denumirea Book 1. E un registru și după prima salvare o să ne apară numele fișierului. În partea dreaptă, cele trei butoane le recunoașteți de la ferestrele de Windows. Sunt butoanele de minimizare, observați, vi le-am trecut aici, butoanele de control ale ferestrei. Minimizare, maximizare, restaurare și închidere. Dacă apăsăm pe X, se închide fereastra Excel. Deci, implicit și programul. Să vorbim acum și de butoanele acestea din partea stângă. Aceste butoane, care la dumneavoastră s-ar putea să vedeți doar trei, primele trei, nu și al patrulea care a fost adăugat de mine, acestea formează bara de acces rapid, numită și Quick Access Toolbar. Această bară se suprapune peste bara de titlu și aici aceste butoane reprezintă comenzi pe care putem să le deschidem direct, să le acționăm direct cu un singur click din acest loc. Când se termină toate comenzile din această bară, mai avem un buton care reprezintă particularizarea barei de acces rapid. Vedeți, este trecut aici. Dacă apăs pe el,
îmi deschide meniul de particularizare a barei de acces rapid ca să pot să-mi adaug și alte comenzi pe această bară sau să elimin din comenzi, dacă nu mai vreau să le păstrez aici sus, comenzi care, pe care consider eu că ar fi necesare să le am sus, să le acționez rapid. Comenzi pe care le folosesc eu mai des. În afară de aceste elemente, vedeți, mai există un buton aici spre dreapta, buton care reprezintă opțiunile de afișare ale ribbonului. Așa spune aici, Ribbon Display Options. Ribbonul fiind meniul care l-avem afișat mai jos. Deci, practic, aici avem opțiunile de afișare ale meniurilor. Și să trecem la zona următoare a ferestrei, care este zona cu meniuri. Avem întâi pe o bară trecute taburile, etichetele meniurilor, iar sub această bară, această linie, apare o panglică, o bandă numită Ribbon, pe care sunt afișate o serie de comenzi sub forma unor butoane și observați cum am dus pe un anumit buton. El se selectează și într-o casetă informativă mi se explică ce face acel buton, ce comandă reprezintă. Comenzile care sunt afișate în acest ribbon sunt comenzile meniului activ. Ca să activăm unul sau altul dintre meniuri, trebuie să dăm un singur click pe eticheta meniului dorit. O să vă spun mai multe despre meniuri și despre acest ribbon și să trecem să vedem întâi pe scurt și celelalte elemente ale ferestrei. Sub pamblica ribbonul cu acele comenzi care aparțin meniului activ, avem o bară specifică Excel-ului numită bara de formule. Am notat-o aici cu un verde khaki. Este o bară importantă pentru că aici vedem și putem să facem editarea conținutului celulei a formulelor. Și avem și câteva comenzi, o să vi le explic pe toate. Urmează suprafața de lucru, care suprafața de lucru înseamnă această foaie tabelară împreună cu mai multe elemente care sunt pe acest tabel. Deasupra acestei foi, acestei suprafețe tabelare, apar niște butoane care au scrise pe ele câte o literă. Aceste butoane se numesc butoanele cap de coloană. Deci, practic, primul rând al suprafeței de lucru este acest rând în care avem butoanele cap de coloană. Tot ceea ce se lucrează pe coloană se poate lucra și pe rând. Este similar lucru pe coloană cu cel pe rând. Avem aceleași comenzi și aceleași lucruri pe care le putem face și observați în stânga de tot apare o coloană unde sunt butoane, dar acestea au numere. Acestea sunt butoanele cap de rând. Observați, v-am trecut aici denumirile. Pe lângă aceste elemente, pe suprafața de lucru, în partea de jos avem bara unde sunt trecute etichetele foilor de calcul sheet-urilor. Tot pe această linie, practic linia este împărțită în două și în dreapta avem și bara de scroll orizontal. Iar în dreapta de tot, pusă pe verticală în dreapta tabelului, apare bara de scroll vertical.
și am ajuns la ultima linie a ferestrei. Vedeți, este aceasta, unde v-am trecut aici, este bara de stare, numită status bar. Și în partea stângă apare, pe zona aceasta mare, de fapt, pot să apară o serie de informații despre starea programului. În acest moment avem scris doar cuvântul ready. Observați, când m-am poziționat pe el, apare in ready mode. Deci este în modul ready, pregătit, așteaptă să înscriem informații în celulă. Urmează spre dreapta trei butoane care reprezintă modurile de vizualizare a suprafeței de lucru și glisorul de zoom. Toate aceste butoane și împreună cu acest glisor de zoom sunt comenzi din meniul View. Nu v-am vorbit încă despre meniuri, dar View vine de la a vedea, de la a vizualiza. Se numește în versiunea română și vizualizare. Și observați cum am deschis meniul. În stânga de tot scrie Normal și este activată vizualizarea suprafeței de lucru în mod normal, adică acest buton. Când mă poziționez pe el, se și vede că este normal. Butonul al doilea din bara de stare corespunde cu butonul Page Layout, al treilea de aici din modul în care vizualizăm suprafața de lucru. Și dacă apăsăm click sau în meniu sau în bara de stare, s-a schimbat modul de vizualizare și acum recunoaștem foaia pe care o știam de la Word, foaia de hârtie. Se vede clar foaia de hârtie pe care va fi listat documentul dacă vreau să-l scot la imprimantă. Dar îmi arată că în zona în care scriu, totul este sub forma de tabel, sub formă de tabel. Avem și al treilea mod de vizualizare, Page Break Preview, care observați că e al doilea buton de sus și aici îmi va fi afișată doar zona din toată foaia Excel creată, zona în care eu am scris informații și care va fi scoasă la imprimantă în momentul în care voi da comanda de listare. Să ne întoarcem la meniul Home și la modul de vizualizare normal, pentru că am încheiat cu partea aceasta cu elementele ferestrei, voi închide Word-ul și voi mări suprafața de lucru pentru programul meu Excel să fie întins pe toată suprafața de lucru. Observați că în acest moment se vede între linia I, coloana I și coloana J, se vede o linie punctată. Și dacă o să mergem puțin mai jos, dau de rotița de scroll a mouse-ului și m-am deplasat în jos, vedeți, între linia 50 și linia 51 apare de asemenea o linie punctată. Aceste linii punctate îmi semnalează că eu tot ce scriu nu încape pe o foaie de hârtie decât până la coloana I. Tot ce voi scrie de la coloana J spre dreapta o să apară pe altă foaie de hârtie. Deci aici în Excel foile de hârtie nu sunt doar în jos una sub alta pe verticală, sunt și pe orizontală în momentul în care tabelul pe care îl scriu, pentru că noi în Excel facem tabele, tabelul pe care îl creez este mai mare decât lățimea unei foi de imprimantă. O să vă mai arăt, cum vă spuneam, avem aici un tabel, dar acest tabel
are niște dimensiuni limite. Noi putem să scriem foarte multe informații, dar nu putem să trecem peste marginea lui din dreapta sau marginea de jos. Cât este de mare această foaie tabelară? O să vă spun acum. Este de 1.048.576 de rânduri. Am dat o comandă ca să ajung aici în partea de jos să vedeți care este ultimul rând al foii Excel. Iar coloane, o să dau comanda similară, vă spun imediat, care mă duce în colțul din dreapta jos. Vedeți aici scrie XFD. Acest XFD, vă spun eu, reprezintă 16.384. Deci atâtea coloane avem. În versiunile anterioare, până la Office-ul 2003, nu aveam decât 256 de coloane pe 16.384 de rânduri. De la versiunea 2007 s-a mărit capacitatea de a scrie pe această foaie, capacitatea maximă a foii. Dar normal, eu dacă voi scrie doar 20 de rânduri pe 5 coloane, aceasta este informația utilă care va fi listată la imprimantă. Care sunt comenzile pe care le-am dat ca să vizualizez această limită? Vedeți, până aici pot eu să scriu. În afară nu mai există nimic în afara acestei limite. Ca să ajung în acest colț, mă întorc sus. Eram în poziția A1, în prima celulă din stânga sus, notată cu A1, pentru că o celulă are și o adresă. Vedeți aici, în bara de formule, în stânga, este trecută adresa celulei cursor. Această celulă unde eu scriu informația, care este selectată ca să știu unde se scrie informația pe care o tastez. Și adresa, după cum observați, este formată din litera sau literele coloanei, urmată de numărul rândului. Ca să plec din această coloană, din această celulă, să ajung în partea de jos, apăs o singură dată pe tasta End. Există o tastă aveți pe tastatură în zona tastelor de navigare, o tastă pe care scrie End. Dacă o apăsați o singură dată, în bara de stare apare scris End Mode. Și după aceea apăsăm tot pe tastatură, pe săgeata care este orientată în jos și ne-a dus până la limita de jos a tabelului. Acum, dacă repet operația, adică apăs odată tasta End, intru iarăși în End Mode și acum apăs pe săgeata, tasta care are săgeata îndreptată spre dreapta, am ajuns în colțul din dreapta jos, deci la limita din dreapta. Ca să mă întorc în prima celulă, acolo unde încep să scriu informația, practic pot să aplic din nou End cu săgeată în sus și End cu săgeată stânga sau direct combinația de taste Control Home. În toate documentele în Windows, Control Home ne duce la începutul documentului. Așa se întâmplă și în Excel. Control Home m-a deplasat imediat în celula A1. Vedeți, ca să pot să mă mut dintr-o celulă în alta, pentru că în fiecare celulă informația este scrisă independent, deci ca să mă mut dintr-o celulă în alta, pot să fac acest lucru cu ajutorul mouse-ului. Mă poziționez pe o celulă și dau un singur click.
sau cu ajutorul tastelor de navigare, săgeate sus-jos, stânga-dreapta. Vedeți, am dat în sus, merge în sus. Acum apăs în jos, merge în jos. Pe lângă aceste taste, mai avem tasta Page Up și Page Down. Page Down, care sare câte o pagină în jos, sesizați numărul rândului când apăs Page Down. Și dacă apăs Page Up, observați cum se micșorează numărul rândului și când am ajuns și nu mai are unde să se ducă un ecran în sus, o să-mi semnaleze sonor că aici atât a putut să ajungă până în acest punct. Mai avem, tot pentru deplasare, și tasta Tab. Dacă apăsăm tasta Tab, vedeți, celula cursor se deplasează o celulă către dreapta pe același rând. Dacă țin Shift-ul apăsat și apăs tasta Tab, deplasarea se va realiza către stânga câte o celulă pe același rând. Ca să mă deplasez în jos, am și tasta Enter. Din cauza că a fost înainte dată tasta Tab, ați văzut că a făcut un anumit salt. Dar în mod obișnuit, tasta Enter merge câte o celulă în jos, pe aceeași coloană, un rând în jos pe aceeași coloană. Iar dacă țin Shift-ul apăsat și apăs Enter, deci practic combinația de taste Shift plus Enter mă deplasează în sus câte o celulă pe aceeași coloană, un rând în sus pe aceeași coloană. Și mă voi deplasa și am ajuns înapoi în celula A1. Deci am văzut cum ne putem deplasa de la o celulă la alta. Ca să scriem informații, pur și simplu tastăm. Vrem, de exemplu, să scriem Excel. Încep și apăs tastele. Cum am început să scriu, vreau să vă uitați în bara de stare și să vedeți că nu mai scrie Ready, ci aici apare Enter. M-am poziționat pe acest Enter și scrie In Enter Mode. Este modul de introducere a informațiilor în celulă. Ca să termin de introdus informația din celulă, așa cum îmi spune jos Enter, este vorba de tasta Enter care îmi validează introducerea pe care am făcut-o, textul pe care l-am introdus mi-l validează și s-a deplasat în jos celula cursor pe celula următoare pentru că am apăsat Enter. Dacă doresc, practic, să mai scriu și aici o altă informație, de exemplu 25, tot așa, după ce tastez Enter, vedeți, a fost păstrat numărul 25 pe care l-am introdus și mi-apare, după tastarea lui Enter, apare aici scris Ready, adică a revenit în starea de pregătit ca să primească noi informații pe care să le scriem în celule. Vreau să vă mai arăt că în momentul în care am introdus un text, textul a rămas în partea stângă aliniat, așa cum l-am scris, dar când am scris numere, automat textul s-a aliniat în partea dreaptă. Acest număr va fi aliniat întotdeauna în dreapta. Pentru că în Excel noi putem să scriem informații pe care el le interpretează diferit. Pentru Excel, introducerea informațiilor înseamnă că așteaptă și noi putem să introducem texte, dar dacă am introdus valori numerice, el are grijă să-și stabilească acest
tip de informație pe care îl scriem în celulă în mod diferit. Și nu doar texte și numere sunt tipurile de date pe care le putem scrie în celulă, putem să mai introducem și dată calendaristică. Dacă voi scrie o dată calendaristică și ca să știu în ce format să scriu data calendaristică, pentru că noi știm că nu toate țările scriu la fel o dată calendaristică. În unele țări se scrie întâi luna și după aceea ziua. În unele țări, între lună, zi și an, se pune punct. În alte țări se pune liniuță sau slash-ul, bara oblică înclinată spre dreapta. Mă uit în taskbar și văd că data calendaristică se trece cu ziua, luna și anul și cu puncte între ele. Dacă vreau să scriu data de, să scriem 1 iunie, ziua copilului, dar pentru anul 2010, o să scriu 1-6-2010. Vedeți, n-am pus și 0, dar cum voi da Enter, singur Excel-ul și-a completat acele 0-uri, pentru că acesta este formatul în care el își afișează data calendaristică. Și pot să scriu și oră, adică exact cum știm din literatură cum se scrie ora. Dacă vreau să scriu ora 10 și 30 de minute, scriu 10, 2 puncte, da, îmi cer scuze, rămăsesem pe tastatura românească, 30 și dau Enter. În tastatura românească 2 puncte înseamnă și eu. Și, vedeți, acum am văzut că se poate scrie și timpul, ora, în Excel și fiecare din aceste informații sunt tratate într-un anumit mod și ușurează foarte mult lucru în situații diverse faptul că Excel-ul știe ce înseamnă dată calendaristică și ora. Vom reveni cu informații amănunțite despre scrierea în foaia Excel și lucru pe linii și coloane în videoclipul următor. Vă mulțumesc!